Salut, Alex sunt, mă aflu la Cristian în județul Brașov, la o super activitate internațională a cercetașilor României. Vreau să vă arăt în fiecare zi câte lucruri faine fac cercetașii la această a șasea jamboree organizată la noi în țară. Au început deja activitățile. Prima activitate este masa. Sunt vreo 1800 de oameni, vă dați seama ce este la masă, cât a coada. Sunteți gata? Gata! George! O mică gustare. Bum. Haideți să vă arăt un loc foarte, foarte tare. Hai să vin și eu. Au venit din hike și vedeți și voi ce entuziasm au pe ei. Sunteți obosiți? Peste măsură. Cum a fost în hike? Super. Super? Care a fost cea mai interesantă întâmplare din hike? Când am urcat o pantă imensă. V-ați întâlnit cursul? Nu. Au început cercetașii să vină din hike. Ați văzut câteva păreri, câteva idei, câteva impresii. Am înțeles eu prea multe așa întâmplări haioase, nu am avut timp să merg să văd ce s-a întâmplat efectiv în camp, da, pe hike, dar per total am înțeles că a fost ok. Hello! 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 Atât? Păi ce vrei cum a fost în hike? N-ați fost în hike. Nu. Unde ați fost? La ateliere. Și cum a fost la ateliere? Super! Super tare. Ce s-a întâmplat la ateliere? Am pregătit cele mai faine ateliere. Iar copiii au fost încântați. Rogem 2017, dragilor. Campul nostru are mai multe subcampuri, care fiecare subcamp are o denumire a unei planete. Aici punem punct ediției din această zi minunată. Am vrut doar să vă anunț că în următoarele zile vom face filmulețe cu ceea ce se va întâmpla, ceea ce vor face și fac cercetași în acest camp. Dați share, like și urmăriți pagina de Facebook, Instagram-ul și pagina de YouTube Rogem. Și încheiem frumos cu joculețe de seară înainte de culcare. Noapte bună, bye bye!